Astăzi, fraților, o să simulăm cariera lui Lamine Yamal. Unul dintre jucătorii care au ieșit în evidență la Euro 2024 este chiar acest tânăr jucător de la Academia Barcelonei și jucătorul Barcelonei în prezent. Acesta nu este în FIFA absolut deloc, este doar în game mode-ul de Euro și avem aici niște mii statistici pentru acesta. Acesta n-a putut să fie adăugat în joc încă de la începutul anului pentru că era prea mic, avea 15 ani când s-a făcut database-ul. În momentul de față, tocmai ce am plinit 17 ani, deci eu zic că următorul FIFA va fi și la Lamine Yamal. Noi l-am adăugat aici în FIFA, i-am făcut fața, eu zic că seamănă cât de cât cu Yamal din realitate. Când începem acest sezon, el are 16 ani pentru că începem din 2023 și acestea sunt statisticile lui. Bă, sincer, mi se par puțin cam mici pentru ce a arătat la Euro, dar așa considera FIFA, așa îi vom da și noi. 76 OVR și el are un potențial de 91. Acum am o întrebare pentru voi. Ce OVR credeți că va avea Lamine Yamal în sezonul următor de FC25? Părerea mea e că undeva pe la un 7-7 cred că ar fi destul de ok pentru el. Dar nu uita să lași un comentariu mai jos și de asemenea să dai un like acolo și să te abonezi. I-am făcut aici caracterul lui Yamal, i-am făcut de la zero practic cu Create a Player, de aia nu are față acolo în stânga, dar i-am făcut o față cât de cât asemănătoare. Am făcut și transferuri din realitate pentru Barcelona, adică am actualizat squad-ul, să zicem așa, Fati s-a întors, toți băieții pe aici și ca Yamal să prindă cât mai multe minute și, nu știu, ceva ce aș face și eu dacă aș fi în locul Barcelonei, ar trebui să ia ceva pe stânga și toată lumea știe despre cine vorbesc. Este vorba de puștiu minune de la Euro, la fel ca Yamal, Nico Williams, care a impresionat foarte, foarte mult acest Euro. Barcelona încearcă să-l ia, dar nu înțeleg ce stau atât de mult pe gânduri, pentru că sigur o să vină o echipă care are mai mulți bani decât Barcelona. Așa că ce voi face? Îl vom da pe Rafinha, care din punctul meu de vedere, nu știu, ar trebui să-l dea, părerea mea, nu știu. Ar trebui să-l dea pe Rafinha, nu este foarte, foarte constant. Mai dăm 20 de milioane plus Rafinha și ne înțelegem cu Atletico Bilbao pentru Nico Williams, care o să fie foarte, foarte bun acolo. Și ce benzi bune au fost pentru Spania, fraților, mi s-au părut extraordinare Nico și cu Yamal. Un fel de man cu Coman, înțelegeți? De la România, undeva pe acolo. Și am făcut visul oricărui fan Barcelona, am primit în momentul de față, pentru că vine aici Williams. Va trebui să schimbăm doar poziția și cred că Ferran Torres va fi rezervă pentru Lewandowski aici în față. Iar ce atac are acum Barcelona? Williams, Lewandowski și Yamal pe dreapta. Mi-aș dori să văd asta și în realitate, fraților. Gündogan aici va fi înlocuit probabil în curând de Gavi. Araujo, Christensen, Kunde pe dreapta, Balde pe stânga. Bă, chiar arată foarte bine echipa asta. Acum să vedem cât vom rămâne la Barcelona cu Yamal. Să sperăm că vom avea performanțe bune și hai să vedem primul nostru sezon în FC24. Stați așa că nu erau pregătit pentru așa ceva. Se termină primul sezon și văd dintr-o ăsta Champions League. Bă, ești nebun? Ce se întâmplă aici? Suntem în finala Champions League în primul sezon cu Yamal. Mă, ce se întâmplă? Echipa arată bine în continuare. Lamine Yamal 82 OVR, Nico Williams 87. Ce forță e echipa în momentul de față. Arată foarte, foarte bine echipa Barcelonei și aparent suntem în finală, trecem în semifinale de Real Madrid. Wow, ce El Clasico aici în semifinale. Trecem de Sociedad și de Newcastle. Am avut un parcurs ok până la Real Madrid și finală cu Napoli. Terminăm pe primul loc aici în grupă. Ce am făcut în campionat? Terminăm pe primul loc în campionat, 84 de puncte, deci avem primul trofeu și pierde din păcate Supercupa. Dar cupa este câștigată de noi, două trofee și putem să facem 3 dacă câștigăm acest ultim match. Cât despre Yamal, acesta a înscris 14 goluri în 57 de partide, a jucat printre cele mai multe partide de la club, alături de Frenkie și de Balde și Ter Stegen, desigur. Dar 15 contribuții pentru primul său sezon nu sună atât de rău. Dar totuși, Nico Williams,
38 de goluri și 13 asisturi. Jucător care poate chiar să meargă spre balonul de aur. Haideți să vedem ce vom face contra Napoli, care are super, super echipă. Dar vom vedea cine are echipa mai bună. Și 2-1, Lewandowski dublă în finală și trecem de Napoli și câștigăm Champions League-ul. Sezonul perfect din prima, dar nu se termină aici pentru Lamine Yamal, pentru că e primul sezon totuși. Vedem aici și parada. Parada cu trofeele. 3 trofee din primul sezon pentru Yamal. Eu zic că o să fie foarte bine de acum încolo pentru spaniol. Și vom vedea ce vom face. Poate chiar o să ne transferăm la un moment dat. Se termină și al doilea sezon. Din păcate nu mai avem Champions League de data aceasta. Dar câștigăm în continuare campionatul. 11 puncte diferență față de Real Madrid. Pierdem super cupa împotriva Realului. Iar cupa Spaniei vine la noi. 2 trofee. Măcar atâta dacă nu am ajuns în finala Champions League. Plus supercupa. Câștigăm și supercupa. 3 trofee. Începe, zic, terminăm pe primul loc, neînviși, trece de Manchester United, dar ne scoate Real Madrid. Ok, din păcate n-am avut noroc și s-au răzbunat pe noi pentru ce le-am făcut sezonul trecut. Realul care ajunge în finală cu Inter. Hai să vedem ce au făcut băieții, cine este golgetter. Este în continuare Nico Williams. Cum a crescut Nico, bă, ce-i dă să mănânce lui Nico Williams? Că e incredibil, uitați-vă și voi puțin. Dar totuși, revine Yamal, 26 de contribuții, mă rog, revine. Începe să fie foarte bun acum, dar din păcate e puțin eclipsat de Nico Williams, de performanța lui sezon de sezon. Bă, destul de nașpa pentru Yamal, pentru că l-am adus pe Nico, care e foarte, foarte bun. Lewandowski deja a început să îmbătrânească, nu mai dă goluri cum dădea odată. Dar vine din spate Ferran Torres, nu este o problemă. Hai să vedem și următorul sezon ce ne așteaptă. Și a doua oară la rând când Lamine Yamal ajunge în finala Champions League, fraților. Hai să vedem totuși cu cine. No, fix cu Real Madrid. Ok, o să fie nașpa, o să fie destul de greu, dar și echipa noastră arată bine. Lamine Yamal 92. Wow! Aproape l-a ajuns pe Nico. Torres aici în față 89. Bă, ce bine arată echipa, singurul sub 90 e Christensen și cu Torres. Atâta, restul sunt peste 90 și n-am făcut absolut nimic la echipa. Așa a fost echipa. Cine a fost golgetter acest sezon? Nu iar mă Nico. Bă, Nico, bă, lasă-l mă și pe Yamal. Dă-i și tu niște pase acolo. Dar totuși are 11 asisturi, 15 goluri, a fost mai mult pe asisturi și are 26 de contribuții, cred că mai mult decât sezonul trecut. De sezonul 3 pare că evoluează pentru Yamal. Ia uite, 92. Cred că sezonul următor vom pleca, pentru că nu ne lasă Nico, nu ne lasă Nico să strălucim și noi cum ar trebui. Totuși 92 OVR e destul de bine. Hai să vedem acum finala Champions League cu Real Madrid. Vini, Mbappé, Brahim Diaz, mamă, Modric încă joacă, Udoji, Marquinhos, Militao, Trent, mamă, bă, e chiar ce s-ar putea să fie în realitate peste câțiva ani. Deci, pe bune, toată echipa e realistă. Haideți să vedem ce vom face în această finală. Și noi avem echipă bună. Zic că avem forță echipa și hai să vedem finala cu Real Madrid. 3-1, Ferran dublă și Williams înscrie. Bă, da, Yamal înscrie, bă, și el. Na, înscrie, mă, și el. Dar totuși, câștigăm 2 Champions League-uri cu Barcelona, cine ar fi zis? Câștigăm și campionatul, bă, trebuie o nouă provocare pentru Yamal, câștigăm și Supercupa. Câștigăm, nu mai câștigăm cupa, aici ne-am oprit. Trebuie o provocare pentru Yamal, așa că acesta va fi pus pe lista de transferuri. Este momentul să plece de la Barcelona la 19 ani. Mamă, are doar 19 ani, what? Mă, ce? Parcă ar trebui să aibă mai mult. Și hai să vedem ce oferte vom primi sezonul următor. Iar pentru cei care aveți peste 18 ani împliniți, o să vă las un link în descriere de la partenerii noștri de astăzi de la Casa Pariurilor, ce ne încurajează să ne distrăm cu BetBuildere. Și acum putem să facem până la 10 selecții dintr-un match pe un singur bilet. Iar acum puteți să vă susțineți favoriții, ce să faceți o cotă cât casa. Și acum întrebarea e, cât are cotă Yamal să câștige balonul de aur? Cred că destul de mică, dar o să vedem, depinde la ce echipă ne vom transfera cu Lamine Yamal. No, de ce? De ce? Nu, n-am cum, e imposibil.
prima ofertă de la Real Madrid pentru Yamal. Bă, îmi pare rău, îmi pare sincer rău, nu pot să accept. Bă, jucător crescut de Barcelona, asta atâtea sezoane, de când mic e aici, dar știi și am auzit că taicăsul lui Yamal s-ar putea să țină cu Real Madrid. Dar nu mergem la Real, că o să fie cam nașpa pentru imaginea lui Yamal. Ia să vedem a doua ofertă de la Inter și de la Aston Villa. Bă, ce? Echipe care nu cred că aș putea să iau cu Yamal palonul. Adică ar fi ciudat să merg acolo. Încă o ofertă pentru Yamal de la Atletico Madrid. Nu, la fel nu cred că e cea mai bună alegere. Aș vrea poate Premier League, poate un Bayern München, un PSG. Release clause, Matt! Nu, ne-a plătit cineva clauza. De la PSG! Bă, fix ce am zis! Nu pot să cred. Fix de la PSG și... și Bayern! Mă, ce se întâmplă? Deci, fix echipele pe care le-am zis, Bayern și PSG. Acceptăm de la ambele și vedem unde vom merge. Wow! Ok, am fost Nostradamus la faza asta. Hai să vedem unde merge Yamal. Sunt foarte curios. Yamal sold și cred că mergem la PSG, fraților. Da! Mergem în Franța. Deci călcăm pe urmele lui Lionel Messi, care a stat o mare parte din cariera lui la Barcelona, și ne transferăm la PSG. Acum tot ce sper e că Dembele nu mai e acolo și o să fim titular pe partea dreaptă. Hai să vedem, este Dembele aici, dar a scăzut în OVR, iar Yamal este cel mai mare. Oh, e și Bellingham. Oh, Bellingham. Și am reușit să fac aici cea mai bună echipă la PSG. Bă, apărarea cam scârție, nu e cea mai bună apărare. Cancelo deja îmbătrânit, la fel și Marquinhos. Avem Konate și Hakimi. Da, bă, mijlocul Bellingham, Camavinga, Simons. Și atacul Nunez, Yamal și Barcola. Aici mai poate juca și Coman și Dembele, dar vom vedea pe cine alege AI-ul. Da, bă, super echipă, super echipă. Cred că ne putem bate acolo la Champions League, zic eu. Și Yamal, clar, este titular aici. Nici nu se punea problema și eu cred că o să strălucească foarte, foarte bine la mini Yamal. Și vom vedea de acum încolo dacă avem și șanse la balonul de aur, pentru că totuși are 92 OVR. Îi punem aici, desigur, și la antrenament. Îl facem support winger? Nu. Îl facem wide playmaker, să dea, sau ce să-i dăm? Îi dăm inverted winger, ca să dea multe goluri. Și vom vedea dacă câștigăm și balonul, fraților. Mamă, și suntem aproape de ceremonia de la balonul de aur și aparent Yamal este accidentat 7 săptămâni. Ceva legat de ligamente, a scăzut și un OVR și nu va primi, cred că, balonul. Foarte greu să primească acesta balonul și accidentat. Depinde ce a făcut și în acest sezon. No, a fost accidentat de mult, are doar 3 goluri și 4 asisturi. Dar poate îl ajută că a câștigat Champions League-ul. Hai să vedem. Oh, și balonul de aur este chiar la mine, mă, nu pot să cred. La mine, Yamal câștigă primul balon de aur, fraților. What? Nu mă așteptam. Pe 2 noiembrie s-a anunțat. Bă, a câștigat, bă, și accidentat. Cred că e în premieră. Cred că e în premieră jucătorul accidentat să câștige balonul de aur. Wow! Niciodată nu știu când se dea balonul. Trebuie să fiu aici mereu atent. Pe 2 noiembrie. Wow! Bă, știi ce? Sunt foarte fericit pentru Lamine Yamal că a câștigat aici, dar mai avem un sezon de făcut aici cu PSG. Să vedem ce facem și în primul sezon cu PSG, în sezonul cu numărul 4. Și pentru a treia oară, fraților, Yamal ajunge în finala Champions League. Nu pot să cred, contra Bayern, care l-a dorit pe Yamal. Să sperăm că toată lumea este aptă în momentul de față. Sunt toți băieții aici pregătiți. Mamă, vezi că arată forță și echipa asta. Parcă puțin mai bună Barcelona. Era mult mai aproape de 90 OVR squad-ul în sine. Hai să vedem ce a făcut Yamal acest sezon. Poate două baloane la rând, cum ar fi? Yamal, 21 de goluri, 5 asisturi, ținând cont că a fost accidentat. Nu e rău deloc. Nu e rău deloc și a revenit la OVR-ul lui și este cotat la 180 de milioane în momentul de față. Cred că ne putem duce mai mult de atât următorul sezon, dar din păcate că a fost accidentat, l-a tras în jos. Hai să vedem, luăm al treilea Champions League sau nu? Bayern, o echipă foarte bună. Kane, e Kane? Nu, no, e câștigat trofeul dacă a rămas Kane aici. Portar nou, left back-ul ăla nu-l știu, ok. Câțiva jucători noi, Neves, l-au luat pe Neves. Hai să vedem, fraților, ce facem aici în finala Champions League. Și este 2-1, Darwin și Yamal înscrie.
într-un final, acesta înscrie și el în finala Champions League, are desigur un gol aici, poate să se mândrească. Champions League-ul, balonul de aur, putem să zicem că e sezonul perfect pentru Yamal. Trecem de Real Madrid, cea mai mare adversară a lui Yamal, trecem de Napoli, avem deja experiență cu Napoli, trecem de City, foarte greu parcurs, și am fost în grupă cu Bayern. Wow, e ok, a fost tare acest Champions League, foarte, foarte competitiv. Desigur, am luat și campionatul, nu se punea problema. Montpellier câștigă cupa, sau, a nu, asta e supercupa, și Lyon câștigă cupa. Wow, ok, niște surprize aici. Barcelona câștigă și Supercupa Europei, ne bucurăm pentru ei totuși. Și hai să mergem în sezonul cu numărul 2 să vedem ce face această echipă în continuare și dacă Yamal va lua două baloane de aur la rând. Opa, avem ceremonia, ia să vedem, Figo cu Rivaldo, ia să vedem cine este, este Lamine Yamal. Două baloane la rând, fraților, la doar 20 de ani, extraordinar, wow, uite balonul, bă, băiatule, incredibil, două baloane la rând, mi se pare, wow, adică, ia uite și pe Yamal, mamă, cred că doar Messi ce-a mai făcut performanța asta să-l ia așa repede, wow, la cât a luat Messi primul balon oare, cred că pe la 21-22, ceva de genul. Și Yamal a luat la 19 și 20. Ia să vedem ce performanță are Yamal acest sezon. De curiozitate, că abia ce a început. Are 11 goluri și 3 asisturi. Wow, în 15 meciuri. Super. A, dar are 21 de ani, scuze. Deci la 20 și 21 de ani a luat primele sale baloane. Hai să vedem și sezonul ăsta ce facem cu PSG-ul. Se termină și sezonul, cred că 4 sau 5, nu, cred că e sezonul cu numărul 4. Hai să vedem acum ce s-a întâmplat pe aici, pentru că n-am ajuns în finala Champions League. Oh, terminăm pe locul 3. Mamă, e jale, stați așa că e jale. Locul 3, Nice. Ne-a luat Nice, câștigăm totuși Supercupa Franței, câștigăm Cupa Franței, ce n-am câștigat data trecută. Și aici, ce s-a întâmplat, cine ne-a eliminat, trecem de Liverpool, trecem de Barcelona, am avut meci cu Barcelona și ne scoate Inter. Dar ce s-a întâmplat, fraților, s-a întâmplat ceva aici. Știți ce s-a întâmplat, s-a accidentat odată Barcola și am rămas fără Nunez. Mamă, și pleacă jumătate de echipă. Da, cred că o să ne luăm bagajele și o să plecăm și noi cu Yamal. Am câștigat aici Champions League, am câștigat și balonul. Cred că e suficient și vom pleca de la echipă, pentru că apare se desparte așa după sezonul ăsta toată echipa. Deci vom pleca de la PSG și sunt curios unde vom merge. Fiți atenți, o ofertă deja și nici n-a început perioada de transferuri. Era ofertă de la cine era oferta asta? De la Juventus, nu mă duceam la Juventus oricum. Fiți atenți, prima ofertă care vine, o să o acceptăm, da? O să avem și un mic challenge. Prima care vine e acceptată și acolo mergem. Așa, de challenge, de final, de simulare. Hai să vedem și ofertă de la Liverpool, trebuie să o acceptăm. 484 de milioane, no. Cum a dat Liverpool 500 de milioane pe Yamal, nu știu. Mamă, cum ar fi, merge la Liverpool? Hai să vedem dacă se înțeleg la contract Liverpool cu Yamal și sunt foarte curios dacă mergem în Premier League. Dacă am rămas singur campionat așa de top unde n-am fost, mă rog, n-am fost în multe campionate, am fost doar la Liga și am plecat și din Liga și mergem în Premier League pentru 484 de milioane, incredibil. Incredibil, fraților, mergem la Liverpool. Și cam aceasta este echipa Liverpoolului. Din păcate, nu-i atât de wow. Ne reîntâlnim cu Christensen, care ajunge și la 32 de ani. Da, am fost ceva sezoane colegi cu el, dar din păcate nu putem să jucăm pe dreapta, pentru că aici joacă Kubo și va trebui să-l mutăm pe stânga, pe Yamal. Poate să facă treaba asta, am mai jucat și pe stânga, adică el avea right wing, left wing și striker. Va juca left wing acest sezon. Cam această echipă nu e cea mai bună, dar nu e nici cea mai rea. Poate ne batem acolo pentru un top 3 în Premier League. Hai să vedem ce vom face
sezonul acesta, ultimul sezon cu Lamine Yamal. Hai să vedem și balonul de aur pentru sezonul ăsta este Nico Williams. Nu! Bă, de ce mi-era frică, n-am scăpat. Nico Williams câștigă balonul cu Barcelona. Mamă, ne-a furat, mă, balonul acum pe ultimul sezon. Dar măcar am luat două baloane, trei Champions League-uri. Și hai să vedem ce vom face și acest sezon cu Liverpool. Și se termină ultimul sezon, fraților. Hai să vedem ce am făcut. Terminăm pe locul 3. Bă, e ok. La ce echipă am avut, eu zic că e ok. Liverpool e acum în reconstrucție. Mai rămâne și Yamal pe aici. Hai să vedem că mai câștigat ceva. Am ajuns în finala Carabao. Mamă, și n-am fost nici măcar în Champions League. Bă, nici în Europa League? Ce? Nici în Conference. Mamă, a fost jale. Dar măcar am putut să ne concentrăm pe campionat. Hai să vedem ce a făcut și Yamal în ultimul lui sezon. 22 de goluri, 11 asisturi. Nu e rău pentru spaniol, dar cariera lui în FC24 se oprește aici pentru acest episod. Totuși, am reușit să câștigăm 3 Champions League-uri, 2 baloane de aur. Eu zic că e destul de bine pentru acest episod. Lăsați un like acolo, spuneți-mi în comentarii cum vi s-a părut acest episod. Eu am fost Inner și să ai o zi minunată în continuare. Te-am pupat, pa, pa!